Primarul capitalei Nicu Șordan a declarat că în București sunt în prezent 1.500.000 de mașini, dar că primăria nu va construi atât de multe locuri de parcare, în contextul în care de ieri municipalitatea ar urma să amendeze șoferii care parchează în locuri nepermise. Nicu Șordan a amintit din nou că municipalitatea a delimitat 10.000 de locuri de parcare cu plată. Pe acelea, în sfârșit, vom percepe taxe. Pe timp de noapte nu plătiți nimic, a mai spus primarul. El a mai spus că problema parcagiilor va fi eliminată în timp, deoarece aceștia sunt amendați de poliția locală, dar nu au venituri și deci nu pot fi executați. De ieri în București a intrat în vigoare o schimbare majoră privind parcarea pe locurile publice, mai puțin parcările de reședință, gestionate de Primăria Capitalei. Bucureștiul este împărțit în trei zone, iar șoferii vor putea parca doar pe locurile special amenajate cu plată. Șoferii din București care nu-și vor plăti parcarea se vor alege cu o amendă de 200 de lei pe zi și cu imobilizarea mașinii prin blocarea roții sau a parbrizului. Aceste tarife se aplică doar pe străzile gestionate de primărie și nu pe străzile gestionate de primăriile de sector. Tarifele pentru parcare sunt în funcție de zonă, respectiv 10 lei în zona 0, 5 lei în zona 1 și 2 lei și 50 de bani în zona 2. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, a declarat că unele ministere au întârzieri privind implementarea unor proiecte din PNRR, iar o problemă esențială o reprezintă forța de muncă și modul în care sunt plătiți specialiștii în digitalizare. Acesta a mai precizat că din această cauză unele instituții plătesc o avere pentru actualizarea unor sisteme informatice. Marea problemă a României în general este că nu a găsit formula prin care să angajeze la stat specialiști în IT pe care să-i poată plăti la un nivel competitiv și care să știe să facă un caiet de sarcini sau ce specificații să ceară. Noi avem bani alocați de Uniunea Europeană din fonduri structurale, dar ca să poți să ai impact, trebuie să știi ce să ceri unor firme private, a declarat Burduja. El a subliniat faptul că în sistemul public nu avem pe grila de salarizare poziții de project manager în IT sau arhitecți de sistem, business analyst, care să fie plătiți la nivelul pieței și din această cauză unele proiecte nu conțin detalii esențiale. Sebastian Burduja susține că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care mai multe instituții publice plătesc o avere pentru așa actualiza platformele informatice cu care lucrează. El a explicat că astfel de exemple se regăsesc atât în instituțiile locale, cât și în ministere, cum ar fi educația sau sănătatea. La 15 august 1714, Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești, cei patru fii ai săi și Ianache Văcărescu au fost decapitați la Constantinopol. Având în vedere sfârșitul martiric al voievodului Constantin Brâncoveanu și al celor patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul său și apreciind viața sa mărturisitoare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât la 20 iunie 1992 trecerea în rândul sfinților a celor șase martiri brâncoveni. Astfel, ziua de 16 august a fost stabilită ca zi de prăznuire a sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache. Mii de pelerini se strâng anual la kilometrul zero al României de ziua sfinților martiri brâncoveni. Biserica Sfântul Gheorghe Nou este ultima ctitorie a sfântului voievod Constantin Brâncoveanu, singura rămasă în București. Domnitorul a zidit biserici, școli, Academia de la Sfântul Sava, așezăminte de cultură și nu numai. Au fost 25 de ani de pace sub domnia sa. A fost însă trădat și i s-a cerut să renunțe la credința creștină la Constantinopol. Constantin Brâncoveanu, un domn profund atașat intereselor țării și ale neamului său, a ctitorit o serie de biserici și mănăstiri, dar a fost și un sprijinitor al ortodoxiei, culturii și spiritualității popoarelor asuprite din cuprinsul Imperiului Otoman. De asemenea, după ce Habsburgii și-au instaurat stăpânirea în Transilvania, Brâncoveanu a acordat sprijin pe plan ecleziastic românilor de acolo, împotriva unirii bisericii ortodoxe cu Roma, sub presiunea curții de la Viena. Ministerul Educației pregătește încă o schimbare în sistemul școlar, obligativitatea înrolării copiilor la grădiniță de la vârsta de 3 ani. Decizia va intra în aplicare în 2030. Istoricul Mircea Platon, cunoscut analist al sistemului de învățământ românesc, critică această măsură afirmând că nu are nicio rațiune, în afară de aceea de a îndoctrina copiii. El afirmă că această decizie reprezintă un experiment, încă unul asupra copiilor noștri. Nici măcar pe vremea comunismului nu era obligatorie grădinița de la o vârstă atât de fragedă. Analistul a scris că orice carantină pandemică viitoare va așeza copiii de 3 ani obligatoriu în fața calculatorului pentru multe ore pe zi, în cazul în care această măsură va fi pusă în practică. Digitalizarea școlii, precum și celelalte măsuri radicale propuse de Ministerul Educației, au fost amplu criticate de specialiști și de părinți. Potrivit analizei făcute de Mircea Platon, părinții pot să aleagă să dea copilul la o grădiniță de stat sau particulară, dar nu pot fi obligați să încredințeze copilul unui sistem de învățământ preșcolar obligatoriu. Printre altele, și pentru că până la 6-7 ani se face educație, nu instrucție, adică se
transmit un anumit mod de viață și valorile sale. Și această educație, acest proces de electroliză cultural-civilizațională, are nevoie de mai multă căldură umană și de stabilitate psihică și de joc. Este ciudat că ni se spune că învățatul trebuie să se facă prin joacă, dar că la grădiniță copiii trebuie să învețe cu experți și pe baza unui curriculum național. E joacă obligatorie. Când trebuie să învețe, între 6 și 18 ani, elevii sunt puși să fie creativi. Când nu pot fi decât jucăuși, sunt răpiți de experții Ministerului Educației din sânul familiei și puși să învețe. România ar deveni așadar singura țară din Uniunea Europeană care ar introduce obligativitatea instituționalizării copiilor de la vârsta de 3 ani. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au propus închiderea temporară pentru o perioadă de până la 6 luni a 5 magazine aparținând retailerilor Carrefour, Lidl, Kaufland și Mega Image, aflate în sudul litoralului, la Mangalia și Eforie Nord, informează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Echipele de comisari ale Comandamentului Litoral 2022, o structură specială a ANPC, au verificat în aceste zile modul în care este respectată legislația în domeniu în marile magazine de tip supermarket din sudul litoralului Mării Negre. Celor 5 locații le-au fost aplicate pentru neregulile constatate 4 avertismente și 9 amenzi contravenționale în valoare totală de 235.000 de lei. Acestor sancțiuni li s-au adăugat și măsurile complementare care au presupus oprirea temporară de la comercializarea unor produse alimentare în valoare de peste 4.600 de lei, oprirea definitivă de la comercializarea unor produse alimentare în valoare de peste 10.000 de lei, oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor a tuturor magazinelor controlate, închiderea temporară pe o perioadă de până la 6 luni a tuturor magazinelor și încetarea practicilor comerciale incorrecte pentru 3 dintre acestea. Cauzele principale au fost lipsa de igienă a spațiilor și vânzarea produselor neconforme sau expirate. Peste 17.000 de români și-au cumpărat vechimea în muncă pentru a beneficia de pensie. Cei interesați pot plăti contribuții pentru o perioadă de până la 6 ani. Cei mai mulți dintre cei care și-au cumpărat vechimea în muncă au lucrat fără contract în străinătate. Suma pentru o singură lună, echivalentul contribuției la asigurările sociale, este în acest moment de 638 de lei. Plățile pot fi făcute integral sau în rate. Pentru a cumpăra vechime în muncă, trebuie să depuneți o cerere la casa de pensii, alături de o copie după cartea de identitate și o declarație pe propria răspundere. În declarație menționați că nu ați încasat pensie și nici indemnizație de șomaj în perioada pentru care vreți să cumpărați vechime. Poate sunteți curioși cât costă vechimea în muncă. Pentru o lună, 638 de lei. Pentru un an, 7.656 de lei. Pentru 2 ani, 15.312 lei. Specialiștii trag semnale de alarmă cu privire la viitorul pensionarilor. Peste 20-30 de ani, România va avea o populație mai mică, mai îmbătrânită, cu mai mulți pensionari decât salariați, iar pensiile de la stat ar putea să fie prea mici pentru a reprezenta un sprijin real la bătrânețe. Opțiunile de pensii private sunt o soluție, însă nu pentru toți românii, care riscă să fie condamnați la sărăcie. În acest context, creșterea vârstei de pensionare pare soluția cea mai plauzibilă, mai ales că și alte state europene tind să adopte aceeași măsură. Proiectul trenului metropolitan București-Ilfov, inițiat de primarul general al capitalei Nicușor Dan, va costa 962 de milioane de euro. Din această sumă, 614 milioane reprezintă achiziția unor trenuri noi, iar cu restul ar urma să fie modernizate stațiile, să fie construite noi puncte de oprire și să fie modernizate unele treceri la nivel cu calea ferată. Sursele de finanțare sunt fonduri europene, fonduri de la bugetele locale ale primăriilor membre, inclusiv Primăria Municipiului București și Consiliul Județean. Potrivit datelor oficiale, pentru trenul metropolitan s-a estimat o cerere zilnică de 82.000 de călători, respectiv 24 de milioane de călătorii pe an. Cu toate acestea, mulți dintre specialiștii în mobilitate urbană susțin că trenul metropolitan nu va veni prea mult în sprijinul bucureștenilor sau al locuitorilor din Ilfov, deoarece în multe porțiuni pe care le străbate nu există aglomerări urbane, ci sunt pur și simplu zone foarte puțin populate. Spre exemplu, pe ruta Obor-Gara de Nord, trenul va merge o bună parte pe câmp. Obor, Andronache, Petricani, Băneasa. Se estimează că pe această rută va fi o cerere de 5.900 de călătorii pe zi. Mai mult decât atât, în ceea ce privește trecerea la nivel cu șoseaua Petricani, amplasată pe magistrala 800 București-Constanța, CFR afirma că circulă în medie 50 de trenuri în 24 de ore, bariera fiind astfel acționată de circa 50 de ori. Dacă privim harta traseelor trenului metropolitan, vedem linii foarte ocolite și doar puține linii directe. Asta înseamnă călătorii de lungă durată care nu au cum să convingă
convingă un număr foarte mare de oameni să aleagă acest mod de deplasare. Ori trenul este un mijloc de transport de mare capacitate care, în lipsa unui flux mare de călători, va genera pierderi foarte mari. Pe lângă specialiștii care contestă proiectul, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, îl ironizează și el pe primarul Nicușor Dan, afirmând că de 2 ani se bate pasul pe loc și că decât să se insiste pe proiecte faraonice și scumpe, fără cap și coadă, cu trenuri urbane care iau călători de nicăieri și îi lasă niciunde, mai bine ne-am concentrat pe lucruri mai realizabile, cum ar fi repararea liniilor de tramvai, investiții în transportul public de calitate și prioritizarea acestuia în trafic. La 6 luni de la ridicarea restricțiilor anti-COVID, angajații vor să lucreze în continuare de acasă, mai ales că îngrijorările privind răspândirea virusului prind din nou contur și au așteptări tot mai mari de la angajatori privind beneficiile pe care le acordă pentru a-i convinge să se întoarcă la birou. În prezent, 24% dintre angajați spun că lucrează exclusiv remote, alți 34% împart biroul de acasă cu cel din sediul angajatorului și doar 42% s-au întors complet la birou, arată un sondaj realizat de Best Jobs. Deși activitatea de la distanță rămâne modul de lucru preferat, 84% dintre respondenți spun că ar fi convinși să vină mai des la birou dacă angajatorul le-ar acorda beneficii care să le dea mai mult confort și să-i facă să se simtă ca acasă. Pe lista beneficiilor altfel care ar face mersul la birou mai atractiv se numără mâncarea sau gustările gratuite, în proporție de 44%, un design al biroului care să permită distanțarea de colegi, 31%, și care să includă mai multe zone verzi, 31%, sau un spațiu de relaxare, o atmosferă plăcută de lucru în colectiv și, nu în ultimul rând, acces nelimitat la fructe și cafea de specialitate. Totodată, 13% dintre respondenți au declarat că ar fi mai plăcut să meargă la birou dacă angajatorul le-ar permite să-și aducă animalul de companie. Mai puțin de jumătate dintre angajați se bucură însă în prezent de facilități extra la actualul job, cum ar fi spațiile verzi, sala de relaxare, accesul la mâncare și gustări gratuite. Parlamentul ucrainean, Rada Supremă, a prelungit din nou legea marțială și mobilizarea generală, măsuri care sunt în vigoare din 24 februarie. Anunțul a fost făcut ieri de către președintele Radei, Ruslan Stefanciuc. Decretul, care include o interdicție de ieșire din Ucraina pentru toți bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, se va aplica până la data de 21 noiembrie inclusiv. Aceasta este a doua extindere a măsurii de la debutul agresiunii militare ruse contra Ucrainei. Legea marțială conferă armatei drepturi sporite și limitează libertățile civile, precum dreptul de a manifesta. Numeroși experți văd în această prelungire un indicator al datei aproximative până la care Kievul se așteaptă să continue confruntările cu Rusia. Pe 24 februarie, Rusia a declanșat o agresiune militară nejustificată și neprovocată împotriva Ucrainei. Moscova susține că este vorba despre o operațiune militară specială de denazificare a țării vecine și de protejare a comunității rusofone din estul Ucrainei. Daunele provocate de incendiile din Europa ating noi recorduri. Circa 660.000 de hectare de teren au ars de la începutul anului până pe 13 august, potrivit datelor Sistemului European de Informare împotriva incendiilor forestiere. Spania, Portugalia și România sunt statele membre cele mai afectate. De asemenea, Franța, cu peste 60.000 de hectare pârjolite în ultimele săptămâni. Recentele valuri de caniculă, inundațiile și topirea ghețarilor au sporit îngrijorările cu privire la schimbările climatice și la creșterea frecvenței și intensității vremii extreme pe tot globul, notează EU Reporter și adaugă că seceta severă va reduce recolta de porumb din Uniunea Europeană cu 15%, scăzând-o la un nivel minim din ultimii 15 ani, în timp ce europenii se confruntă cu prețuri mai mari la alimente ca urmare a exporturilor de cereale mai mici decât în mod normal din Rusia și Ucraina. În total, în perioada 1980-2020, au fost înregistrate peste 1000 de dezastre naturale majore în Uniunea Europeană legate de vreme și climă, subliniază Comisia Europeană și avertizează că numărul anual de dezastre naturale crește vertiginos. Executivul european calculează într-un studiu citat de Insider cât de mari vor fi pentru fiecare stat membru costurile schimbărilor climatice și ale fenomenelor meteo extreme, printre cele mai expuse țări, numărându-se Spania, urmată de Cehia, Polonia, România și Grecia, impactul fiind în schimb foarte scăzut pentru țările nordice precum Germania, Belgia și țările de jos. Pe măsură ce Germania se apropie de toamnă și iarnă, mulți nemți cumpără calorifere electrice în speranța că nu vor fi nevoiți să înghețe în casele și apartamentele lor dacă apar lipsuri de gaz. Cu toate acestea, un oficial de rang înalt observă că rețeaua electrică germană este mult mai fragilă decât cred mulți, iar dacă cetățenii apelează la calorifere electrice, acest lucru poate duce la întreruperi de curent și prăbușirea rețelei. Peter Lloyds este șeful companiei de utilități care furnizează energie electrică pentru 170.000 de clienți. Conform spuselor sale, caloriferele electrice
electrice care pot fi conectate ar putea duce la o supraîncărcare a rețelei, mai ales dacă un număr mare de persoane folosește dispozitivele în același timp cu scăderea temperaturii. Deși s-ar putea să existe sceptici care se întreabă dacă respectivele calorifere ar putea cu adevărat să blocheze rețeaua, Lloyd a declarat că aceste încălzitoare mici consumă o cantitate uriașă de energie, între 1000 și 3000 de wați. Dacă toată lumea ar porni un calorifer cu ventilator acasă, ar însemna că ar trebui să dublăm aproape structura de rețea existentă pe fiecare stradă, a spus el. Aproximativ 20 de milioane de gospodării din Germania se încălzesc cu gaz. Lloyd avertizează că dacă fiecare a doua gospodărie ar porni un radiator într-o zi rece de iarnă, acest lucru ar duce la un consum suplimentar de energie de 20 de gigawați. Penele de curent nu ar afecta doar gospodăriile private, ci ar afecta și infrastructura germană, inclusiv sistemele de plată în numerar, rețelele de telefonie mobilă și iluminatul stradal. Johnny Depp va regiza un film biografic despre Amedeo Modigliani, pictorul italian care a murit în 1920, dar care ulterior a devenit renumit pentru nudurile sale, portretele cu fețe și membre alungite. Conform The Hollywood Reporter, Depp va fi și producătorul filmului alături de Al Pacino. Nu a fost anunțată o distribuție, dar cum Modigliani a murit la vârsta de 35 de ani, este puțin probabil ca vreunul dintre cei doi să-l interpreteze pe artist. Filmul, care ar trebui să fie filmat anul viitor, va fi coprodus printre alții de Johnny Depp și Al Pacino. Va fi al doilea lungmetraj regizat de vedeta din Pirații din Caraibe după The Brave, lansat în 1997. Potrivit Deadline, filmul s-ar concentra pe 48 de ore din viața artistului în 1916. Un artist a realizat o lucrare mai puțin obișnuită, intitulată Pickle, adică murătură, lucrarea care îndeamnă la reflecție, potrivit creatorului, aparține artistului australian Matthew Griffin și este expusă în prezent la galeria Michael Lett din Auckland. Aceasta constă într-o felie de castravete murat, unsă cu ketchup, dintr-un hamburger de la McDonald's și lipită de tavanul galeriei de artă în care este expusă. Bizarul obiect este descris de galerie ca fiind un gest provocator intenționat, menit să te facă să te întrebi ce are și ce nu are valoare. Artistul însuși pare convins că această creație a lui are valoare, întrucât cere pentru ea 6200 de dolari americani. Practic, opera de artă nu este altceva decât o felie de castravete acru dintr-un hamburger cu puțin sos care o ajută să rămână lipită de tavan. Până acum nu s-a degradat deloc, deși acest lucru nu este foarte surprinzător, având în vedere că există hamburger McDonald's vechi de mai bine de 10 ani în stare perfectă. Această formă de artă nu ar fi prima, pentru că seamănă foarte mult cu altă lucrare controversată care a ținut prima pagina ziarelor în urmă cu câțiva ani, o banană lipită de un perete. Opera respectivă s-a vândut pentru suma uriașă de 120.000 de dolari, ceea ce face ca prețul de 6.200 de dolari al murăturii să pară o nimica toată. În mod interesant, dacă cineva a decis să plătească 6.000 de dolari pentru Pickle, va trebui să plătească de asemenea și suma de 2 dolari pentru un cheeseburger. În schimb, va primi felia de castravete și instrucțiuni despre cum să o expună în propria casă sau galerie. În mediul online, opera de artă Pickle a stârnit reacții dintre cele mai diverse, unii numind-o genială, în vreme ce alții au descris-o ca fiind o idioțenie, profitorie sau motiv de speculă. Muzeul Municipiului București ne invită să vizităm expoziția Sub însemnul regalității, fotografiile unei tinere principese la Muzeul Nicolae Minovici, care a fost deschisă începând de astăzi. Muzeul Municipiului București a recuperat o serie de fotografii realizate de fotograful Casei Regale, Franz Mandi. Acesta a fost primul fotograf al Casei Regale care a imortalizat trecerea victorioasei armate române pe sub Arcul de Triumf în ziua de 8 octombrie 1878. Imaginile prezentei expoziții sunt de o mare valoare documentară și au fost ascunse în timpul regimului comunist. Expoziția aduce în discuție teme legate de patronajul artistic, gustul pentru artele decorative și decor interior al reginei Maria, accentul fiind pus cu precădere asupra perioadei de început de secol. Promovarea portului popular românesc și artelor naționale au fost strategii ale Casei Regale pentru formarea și întărirea legăturii cu poporul de adopție, dar și pentru încercarea de a clădi o economie și o industrie casnică cu rădăcini autohtone. Prin prisma personalității creative, Maria a fost în mod natural atrasă de arta decorativă, implicit de arta populară a românilor, pe care a sprijinit-o și a colecționat-o deopotrivă. Expoziția va fi deschisă până în ziua de 27 noiembrie.